Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și astăzi vreau să-ți prezint o noutate. De câteva zile m-am decis și mi-am înființat o firmă de creație de handmade, iar modul în care comercializez este ambulant, adică tu poți să mă urmărești pe Facebook, pe Breslo, pe blogul meu. Dacă îți place ceva, mă contactezi și eu livrez la domiciliu, dacă ești din Reșița sau pe curierat, dacă ești în altă parte. Iar o altă secțiune importantă a activității mele va fi organizarea de ateliere de creație, în principiu o dată pe lună, ca cel prezentat în videoclipul trecut. Și de asemenea aș putea să mai fac team building-uri, workshop-uri, da, pot să mă adresez și persoanelor juridice, firmelor care vor să ofere o experiență plăcută angajaților, școlilor care vor să facă activități cu copii, și opțiunile sunt nelimitate. În acest sens, mi-am făcut cărți de vizită, ți le-am prezentat într-un alt videoclip cu noutăți la Andreea Ciocotea, o găsești pe Facebook. Și de asemenea mi-am reorganizat atelierul pentru că am de gând să particip cu stand și la mai multe festivaluri, așa că deși mă pregătesc pentru luna iulie, fiind ceva foarte amplu și eu având foarte puțin timp la dispoziție, pentru că nu e singura mea ocupație, trebuie să lucrez pe stoc. Așa că am luat niște panouri de la IKEA. Aici vezi niște coliere pe care le-am lucrat pe stoc. Aici am un raft cu cănile mele care așteaptă să fie decorate. De asemenea, mi-am reorganizat rafturile mici, acelea le păstrez pentru tablouri micuțe și pentru felicitări. Apropo, trebuie să mai facă pentru că în cadrul atelierului am rămas fără felicitări. Au mers foarte bine. Aici am niște căni pe care le-am luat special pentru festivalul la care am de gând să particip. Ambalaje. Aici sunt seturile pe care ți le-am mai prezentat, cu ce am lucrat. Da? Iarăși, ce mai am pe stoc, dar sunt destul de puține. Mai am câteva căni. Aici e un nou panou unde am ales să pun cerceii, iarăși ambalaje. Aici am pus cortul foto pentru fotografii când termin ceva, să le pozez, să nu-l tot adun și să îl instalez din nou. Am luat de la Complex Art niște placaje pe care am de gând să-mi creez eu manual o firmă pe care să o afișez în cadrul festivalului. Am mutat tablourile ca să am loc pentru raft și pentru panourile respective. Acolo mai am niște cutii de la doamna Elena Dincă, foarte drăguță, foarte frumoase cutiile, foarte drăguță doamna. Aici materialele mele ți le-am mai arătat. Da? Deci cam asta este. Mă pregătesc pentru lucruri mari și sper să fii și tu alături de mine. Urmărește-mă pe Facebook și vei vedea ce fel de evenimente pregătesc. Dacă ți-a plăcut această informație, acest videoclip, lasă un like, abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o până acum și rămâi aproape. O zi frumoasă!